Da, domnul. Domnul doctor, veniți în coace, domnul doctor. Veniți aici. Stimați prieteni, stimați cetățeni ai Republicii Moldova, astăzi a avut loc ședința birourilor politice, a partidelor pro-europene care au fondat blocul politic împreună. Astăzi, la această ședință, o ședință comună care demonstrează unitatea forțelor pro-europene sănătoase, au fost adoptate decizii de importanță națională. Astăzi a fost adoptată denumirea blocului politic, pe care o vedeți pe ecrane și care exprimă dorința, năzuința, speranța națională de unificare a forțelor politice pro-europene, integre și sănătoase. De azi înainte vom merge cu o singură denumire. De astăzi acele patru formațiuni politice sunt împreună. Blocul politic împreună își propune să garanteze parcursul european al Republicii Moldova, să neutralizeze riscurile politice pe care le avem în față și să unească societatea, să o aducă împreună, pentru că astăzi, ca niciodată, trebuie să ne asigurăm că nu vom mai coti niciodată de pe linia noastră de integrare europeană. Pe lângă denumire și logo pe care îl vedeți în spatele nostru, astăzi a fost adoptat unanim un proiect de document, o propunere pentru societatea Republicii Moldova, pentru toate forțele politice sănătoase, toate forțele politice care sunt gata să susțină parcursul european al Republicii Moldova, unanim a fost votat un proiect de document pe care îl propunem societății pentru discuții, și anume un pact pentru Europa. După modelul pactului de la Snagov, noi astăzi venim în fața dumneavoastră să vă propunem spre dezbatere și aprobare un document care urmează a fi semnat de partide politice, de societate civilă, de persoane notorii, de reprezentanții lumii academice, care are drept scop un singur lucru. Unificarea tuturor forțelor din Republica Moldova în vederea subsemnării parcursului și garantării parcursului european al Republicii Moldova. În vederea dezvoltării acestor teze și a acestui eveniment, sperăm să devin un istoric, transmit cuvântul colegilor mei din blocul politic împreună. Domnul Alexandru Bujoreanu. Stimați concetățeni, de astăzi mergem împreună. Împreună nu doar cu cele patru formațiuni politice care au constituit acest bloc. Mergem împreună cu întreaga societate. Mergem împreună cu oamenii care cred în unitatea națională, care cred în bunăstare, în prosperitate și în toate celelalte valori pe care le vom găsi în Uniunea Europeană. Mergem împreună cu cei care au fost dezbinați, cu cei care au fost neglijați și lăsați în afara activităților publice în toți acești ani, reducând capacitatea lor de a aduce plus valoare în procesul de integrare europeană, care nu poate fi o idee a unui singur partid, care nu poate fi monopolizată de o guvernare compromisă, ci poate deveni o idee unificatoare, o idee națională pe care o vom promova și o vom implementa cu toți împreună. Astăzi nu a fost formalizată doar o denumire a blocului politic, și nu a fost adoptată doar o siglă.
Astăzi a fost trasat un parcurs pentru toate forțele sănătoase, pentru societatea civilă, pentru mediul academic, pentru mediul antreprenorial, pentru toate personalitățile care vor și pot să pună umărul la procesul de integrare europeană și care conștientizează riscul ca aceasta să rămână la latitudinea unui singur partid politic. Venim cu ideea adoptării unui pact național, unui pact care este deasupra tuturor inițiativelor și anumitor inițiative, inclusiv numite referendum constituțional, și care vin să întărească întâi de toate capacitatea societății și dorința acesteia de a merge într-o singură direcție. Textul pactului, care va fi dat citire ceva mai jos, va fi remis spre consultare întâi de toate tuturor partidelor politice și tuturor actorilor interesați de a promova această idee națională. Ulterior, vom susține ideea întrunirii în cadrul unei ședințe largi pentru a discuta proiectul final al acestui pact și pentru a adopta decizia istorică pentru țara noastră de a merge împreună în Uniunea Europeană. Stimați prieteni, integrarea europeană este un maraton de lungă distanță. Nu este doar o alergare până la următorul referendum. Noi ne propunem să deschidem dialogul cu cetățenii simpli. Avem nevoie de cetățeni educați, cetățeni angajați, cetățeni mobilizați, pentru ca obiectivele unei bune guvernări să capete forme și credibilitate. Din partea Republicii Moldova se așteaptă nu doar jurăminte din partea elitelor, se așteaptă o participare conștientă din partea întregii societăți. Noi ne propunem ca împreună cu toți cetățenii să deschidem un dialog corect, onest și deschis cu fiecare dintre cei care sunt alături de noi. Împreună este nu doar numele unui bloc, este numele unui proces tectonic care ar trebui să trezească la viață societatea din Republica Moldova, pentru ca să devină un actor conștient al propriului progres spre unitate și bunăstare. Încurajez pe toți cei care vor privi această transmisiune în direct și cei care vor auzi despre Pactul pentru Europa să ne caute, să dorească să devină parte din acest proces și să vină alături de noi, pentru că avem nevoie de dumneavoastră, pentru ca dreptatea, justiția, bunăstarea să învingă pentru toți moldovenii din Republica Moldova. Să trăiți! Bună ziua tuturor! Noi trăim într-o societate extrem de divizată. Denumirea pe care astăzi am adoptat-o în cadrul deja blocului împreună trasează un obiectiv pe care vrem să-l realizăm. O cale nouă pentru politica din Republica Moldova, o cale care presupune un drum mai complicat, dar un drum care poate aduce mult mai multe beneficii pentru întreaga societate. Noi în acest proces, pe acest drum, vrem să valorificăm la maxim potențialul uman pe care îl are la dispoziție Republica Moldova. Să valorificăm fiecare cetățean și să punem în capul mesei entitatea umană drept valoare supremă pe care o are Republica Moldova ca stat. Un al doilea obiectiv extrem de important pe care îl anunțăm astăzi și despre care au vorbit colegii noștri este Pactul pentru Europa. Trăim vremuri complicate, trăim vremuri în care avem de făcut o alegere. Alegerea pe care noi am făcut-o este integrarea europeană, care nu trebuie să fie monopolizată, care nu trebuie să fie, din acest obiectiv, să fie făcut campanie electorală sau mesaj pentru un singur partid politic. Chiar dacă astăzi lansăm ideea Pactului pentru Europa, zilele ce urmează vor fi consultate toate partidele politice care au drept obiectiv integrarea europeană, vor fi consultanți principalii actori din societatea civilă, personalitățile notorii, ca să mergem împreună pentru realizarea acestui obiectiv major pentru Republica Moldova. Sper să găsim înțelepciune și maturitatea la ceilalți actori importanți din societatea moldovenească, aceeași înțelepciune pe care au dat dovadă și colegii noștri atunci când au decis să-și lase orgoliile propriilor partide într-o parte
și să mergem împreună pentru realizarea unor obiective mult mai mari decât fiecare entitate luată în parte. În continuare o să rugăm pe doamna Grama să dea citire acestui draft de declarație, Pactul pentru Europa, pe care o să-l propunem mai departe spre consultarea cu toți actorii interesați. Mersi mult! Stimați cetățeni, doamnelor și domnilor, Pactul pentru Europa. Întruniți azi, 14 aprilie 2024, la Chișinău, semnătarii prezenții declarații constată că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este singura strategie națională care poate aduce mai multă unitate, bunăstare, securitate, stabilitate tuturor cetățenilor. Conștienți de importanța acestei orientări strategice, am decis să lansăm un pact politic pentru Europa, care să cimenteze voința de a întări elementele cheie, statul de drept, pluralismul politic, separarea puterilor, alegeri libere și corecte, economia funcțională de piață, respectarea drepturilor omului, inclusiv a minorităților naționale, dezvoltarea durabilă și echilibrată a statului, în care regulile de bază sunt convergente cu principiile și normele fundamentale ale Uniunii Europene. Noi, semnatarii acestei declarații, cu privire la Pactul Politic pentru Europa, considerăm exprimarea unității naționale pe subiectul integrării europene drept un test pentru toată clasa politică. Conștienți de nevoia de legitimitate a Uniunii Europene în ochii și inima cetățeanului, afirmăm cu toată convingerea că nimeni nu trebuie să pretindă că deține monopol asupra integrării europene. Semnatarii Pactului pentru Europa solicită puterii și opoziției să trateze pluralismul democratic drept regula de bază în procesul de integrare europeană. Nimic nu justifică limitarea pluralismului de opinii, presa independentă și confruntarea de idei într-un climat de toleranță bazat pe respect și echilibru moral. Cetățenii au nevoie de un spațiu public deschis pentru dezbateri și schimburi de opinii libere, garantate de prevederile Constituției și numeroase convenții internaționale. Pledăm pentru o economie de piață funcțională în care antreprenorii sunt tratați cu respect și în mod egal, bucurându-se de regulile clare într-un stat în care munca este respectată, iar hoția este pedepsită. Criteriile de la Copenhaga solicită Republicii Moldova să dispună de o administrație publică competentă, meritocratică și bine organizată, fără niciun rabat condițiilor ostile. Realizăm că procesul de aderare la Uniunea Europeană presupune parteneriatul democratic dintre opoziție și putere, care presupune dialog civilizat, incluziune, transparență, pluralism constituțional și responsabilitate. Pe calea unei modernizări profunde, Republica Moldova are nevoie de susținerea sinceră și directă a fiecărui cetățean, contribuit în acest fel la coeziunea democratică și respectul pentru interesul național. Susținem deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu maximă responsabilitate și competență, pentru că așteptările noastre legate de anul 2030 să răsplătească în mod corespunzător sacrificiile și eforturile depuse în acest scop. Noi, semnatarii Pactului pentru Europa, suntem conștienți de provocările eminente pe plan intern și pe plan extern. Avem nevoie de garanții durabile de securitate într-un spațiu euroatlantic sigur. Noi avem dreptul de a accepta corupția endemică, inumanitatea, clientelismul politic și alte fenomene care subminează instituțiile statului. Pactul pe care îl propunem spre semnarea tuturor celor care susțin obiectivul integrării europene pentru Republica Moldova ridică următoarele exigențe individuale. 1. Semnătarii își asumă plenar obiectivul integrării europene a Republicii Moldova. 2. Semnătarii îndeplinesc și respectă principiile bunei guvernări bazate pe supremația legii, integritate, bună credință și atașament personal la valorile democrației pluraliste. 3. Semnătarii condamnă orice agresiune și ocupație militară, subscriu principiilor dreptului internațional al suveranității, independenței și integrității teritoriale. Pactul pentru Europa este deschis tuturor formațiunilor politice, societății civile, personalităților din Republica Moldova și diaspora, care susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană necondiționat, făcând față exigențelor și principiilor menționate mai sus.
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană poate fi realizată numai printr-un efort comun al tuturor cetățenilor, al partidelor politice democratice, al societății civile, mediului academic, antreprenoriatului și bisericii, al tuturor forțelor cu vocație pro-europeană. Cu bun simț, competență și solidaritate, Pactul pentru Europa este susținut de Platforma DA, Liga Orașelor și Comunilor, Coaliția CUP și Partidul Schimbării. Bună ziua, prieteni, cetățenii Republicii Moldova! Astăzi, într-un context intern și internațional extrem de complicat, poate nemai întâlnit, în care suntem amenințați cu dispariția și fizică și politică, s-a întâmplat un eveniment extrem de important. 4 partide politice cu vocație pro-europeană, integre și consolidate, susținute de mediul academic, de societatea civilă, medici și profesori, ambasadori, oameni de afaceri, au venit împreună să ofere Republicii Moldova o soluție de alternativă pentru a salva parcursul nostru european și viitorul fiecăruia nostru în parte. Am venit de nenumărate ori în politică pentru a susține consolidarea forțelor pro-europene și am făcut-o de fiecare dată cu determinare și am fost la originea acestui început atunci când am susținut Platforma DA în alegerile locale și mă bucur foarte mult că avem la ora actuală un bloc politic cu o denumire simbolică împreună care însumează valorile europene și prin asta să aducem o contribuție decisivă la consolidarea forțelor unioniste și pro-europene pentru viitorul nostru. De astăzi înainte avem un nou bloc politic pro-european, avem o nouă alternativă la guvernarea care tot mai greu face față principiilor de integrare europeană și prin asta să asigurăm cetățenii Republicii Moldova că în această unitate a diversității este adevărat că suntem diferiți în multe aspecte, inclusiv politic. Am fost concurenți în diferite circumstanțe. Dar astăzi dăm dovadă de unitate și îndemnăm cetățenii Republicii Moldova să-și întoarcă privirile spre noi și să aibă încrederea în ziua de mâine, pentru că aici se va afla puterea alegerilor prezidențiale și alegerilor parlamentare pe care ni le vom asuma plenar. Sper să fiți alături de noi. Urăm succes componentelor politice în găsirea acestor compromisuri care deja s-au făcut și așteptăm alături de noi la semnarea acestui pact pentru Europa partidele politice cu reală vocație europeană, integre și determinate să facă parcursul de integrare a Republicii Moldova ireversibil. Doamne ajută! Dragi cetățeni, câteva luni în urmă, în Republica Moldova a fost lansată o alternativă reală pro-europeană, care, iată, azi, peste câteva luni, a primit denumirea frumoasă și eu am fost onorat să fiu prezent la acest botez, la acest eveniment foarte important și foarte frumos. Eu cred că marea majoritate cetățenilor, chiar și cei care au susținut actuala guvernare în 2021 cu multă speranță, recunosc că actul de guvernare are multiple carențe,
că actul de guvernare este defectuos, că integrarea europeană nu este un joc în Tetris și nu este posibil tot timpul sub paravanul războiului de ascuns interesele meschine și incompetența. Iată, azi noi avem o entitate, un bloc cu perspectivă foarte bună, cu vocație europeană, care este capabilă să guverneze țara calitativ, profesionist și responsabil. Din punctul meu de vedere, această echipă de mâine este gata să-și asume actul de guvernare și să conducă mai multe direcții, mai multe domenii, mult mai competent decât actuala guvernare. Este un eveniment istoric după mine, în contextul în care se află Republica Moldova, și sub acest aspect vreau să felicit cetățenii Republicii Moldova. Real aveți pentru cine să votați, real aveți echipa non-populistă, echipa profesionistă, care are toate premisele să asigure integrarea europeană și să facă acest lucru cu respectarea interesului național, care nu contravine aspirațiilor noastre europene. Noi putem să mergem în Europa cu demnitate și blocul o să arate foarte curând soluțiile pentru activitățile, pentru parcursul nostru european, mult mai calitativ decât actuală guvernare. Felicitări încă o dată cetățenilor și baftă nouă tuturor, împreună vom reuși. Stimați prieteni, sub privirile voastre, cred că liderii celor patru partide din blocul împreună vor semna acest pact pentru ca să servească o dovadă pentru alții care vor dori să facă același lucru în numele interesului public și pentru integrarea europeană. Împreună suntem mai puternici. Pentru ce și semnez? Cu Doamne ajută! Înainte de a transmite colegilor mei din bloc stafeta semnării Pactului pentru Europa, doresc în numele tuturor colegilor să reiterez că această inițiativă nu este monopolul blocului politic împreună. Noi nu dorim să repetăm inițiativa guvernării cu privire la referendumul constituțional pro-european. Astfel de inițiative trebuie să fie deschise și nemonopolizate de nicio forță politică, socială sau grup de interes. Acest document este un proiect și noi îl semnăm astăzi ca un gest de încredere în ziua de mâine și pentru ziua de mâine, de susținere și de promovare a unui pact național pentru integrarea europeană. Vor urma consultații publice la nivel național. Obiecțiile, considerațiile, sugestiile tuturor participanților vor fi luate în considerație. Este un document al celor care promovează integrarea europeană și o susțin la nivel național. De asta, cred eu, este foarte important să transmitem acest mesaj și să reiterăm. Noi suntem cei care propun spre discuții și adoptare Pactul pentru Europa și nici de cum nu suntem cei care deținem monopolul asupra acestui proces. Vă mulțumesc și acum transmit mai departe colegilor mei. Pro-Europa înseamnă pro-România. Veniți alături de noi.
Сергей Даутович. Это история, по сути. Гарри Ласса Пиццу, да? Pentru guvernare mult mai responsabilă și competentă. Stimați cetățeni, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați urmărit, pentru faptul că ne susțineți și pentru faptul că susțineți integrarea Europeană a Republicii Moldova într-un ceas bun. Fiți alături de noi. Vă rugăm mult!